S-au aprobat astăzi în ședința Consiliului Local Municipal și noile tarife pentru salubrizarea orașului. Prevederile proiectului au fost discutate îndelung consilierii liberali, atrăgând atenția asupra faptului că tariful pentru populație a fost mărit la mai puțin de un an de la ultima modificare. Buzoienii achită câte 11,51 lei de persoană în fiecare lună, iar după ce vor intra în vigoare noile tarife pentru gunoiul menajer, se vor plăti 12,6 lei, cu 1 leu și 10 bani mai mult. Vă spuneam exact aproape în urmă cu un an de zile că vom ajunge să majorăm prețul la gunoi, pentru că nu ne putem încadra în acele obligații de colectare selectivă și a respecta acele cantități minime privind colectarea selectivă. Iată că am ajuns la mai puțin de un an de zile să majorăm prețul la gunoi, așa cum am spus la acel moment, respingând de două ori acel proiect de hotărâre pe care l-am inițiat, privind anumite facilități, anumite reguli, anumit mecanism prin care populația să conștientizeze, iar municipalitatea împreună cu firma de salubrizare să vină în sprijinul dumnealor pentru a crea acel sistem de colectare selectiv. Adică considerați că un leu, o majorare de un leu pe persoană la prețul gunoiului nu este mare. O majorare de un leu anul ăsta, o majorare de un leu anul trecut, de fapt acum e un leu 50, nu? Sau un leu și un leu și un bar. Un leu și 10 bani. Păi nu pun problema deloc împotriva societății care, e treaba ei, un accept economic, solicită noi, ca și Consiliul Local, până la urmă, trebuie să hotărâm ce facem. Dar primul care până la urmă determină o decizie în Consiliul Local, este primarul care reprezintă o majoritate a unui partid în Consiliul Local. Și ar fi fost bine să vă vedem că sunteți totuși de partea celor care până la urmă plătesc și dacă aveam niște măsuri stabilite prin hotărâri de Consiliul Local sau dumneavoastră ca și primărie, într-o punere în aplicare a acestei ordonanțe, cred că astăzi n-aș fi mai spus nimic aici, că nu aveam motive să o fac. Motivele pentru care Societatea Buzoiană de Salubrizare a solicitat modificarea tarifelor au fost expuse în ședința de astăzi. Referitor la majorarea de preț este datorată numai prevederilor legislative și nu cam urmări. Noi nu veneam cu această majorare de preț acum. A crescut salariul minim pe economie, știți foarte bine. În afară de asta, reluare 65% din angajatul salariului minim. 1. Și 2. S-a impus această contribuție de 30 lei pe tonă pentru cantitatea de la populație depozitată pe care suntem obligați. În urma lui și primăria să face un tarif, la sfârșitul anului s-au impus niște indicatori de performanță noi și dacă nu realizăm aceste indicatori, această sumă va trebui să o deducem din cheltuieli din nou. Dar noi acum îi realizăm indicatorii. Vreau să vă spun că impactul acestei taxe de 30 de lei pe tonă la Buzău este mai mic, pentru că în sistemul pe care l-am implementat se depune la aproape doar 45% din calitatea colectată de la populație. Restul se reciclează sub diverse forme, adică la reciclatori, la fabrici de ciment ca și combustibil auxiliar. Au fost instituite tarife speciale și pentru locuitorii care nu au contracte de salubrizare. S-au semnat anul trecut 144 de contracte noi. S-au luat peste 140.000 de lei în amenzi, deci 1.400 date cetățenilor care lucră cu noi peste tot. S-au făcut în baza taxe speciale. S-au făcut deja primele 50 de somații la persoane fizice, 20 de somații la persoane juridice, pentru că acea taxă specială este de 10 ori mai mare decât taxa normală. Aceste condiții, încercăm să creăm toate condițiile și să nu uităm că, în primul rând, trebuie să avem un agent economic, un operator care să împreună cu noi, să asigură curățenia zi de zi. Prețurile majorate pentru gunoi vor intra în vigoare de la 1 martie.